Astăzi vă vom prezenta cele mai banale greșeli ale designerilor, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Ți s-a întâmplat și ție să nu poți dormi noaptea din cauza întrebărilor precum când vor apărea mașini zburătoare, câți gigabytes are memoria creierului uman, cum arată vopseaua ce te face invizibil și multe altele? Răspunsul la aceste întrebări îl găsești pe canalul Lumea Tehnologiei. Abonează-te și bucură-te de un somn liniștit! Săracii copii sau bietul minion, oare ce a văzut? Cred că designerii nu știau că gelul de duș va fi de culoare roșie. Acest flamingo e super util și drăguț, adică asta ne demonstrează producătorul, dar de fapt... Maioul acesta de la Nike e cam creepy. De obicei, Nike ne motivează cu motorurile sale sau reclamele superbe, dar aici ceva nu a mers bine. Ce să vezi, stația s-a parcat într-o parcare pentru automobile. Este nevoie de un evacuator. Designerul dat este genial, el a făcut degetare pentru Nutella, acum putem cu ușurință mânca Nutella cu degetele. Cum să atrageți cumpărătorii? Simplu, aveți nevoie doar de o etichetă cu iluzie optică și produsul vostru va fi cel mai întrebat. Dacă aș vedea pe o doză că scrie moarte lichidă, aș pune înapoi doza pe raftul din magazin și aș fugi de acolo. Ați văzut vreodată un scaun cu duș? După un cross ai venit și te-ai așezat, iar cât te odihnești îți face și o baie. Cu așa o farfurie, mama mereu o să mă certe că e murdară, dar de fapt designerii și-au bătut joc. Imaginea asta mă face să zâmbesc, dar mă lasă și confuz. În stânga vedeți un spray de insecte și în dreapta un spray pentru gătit. Nu aș vrea să arat așa dacă m-aș alimenta sănătos, nu mai zic de copilul din stânga. Mă duc să beau niște apă și mă alimentez deja cu razele soarelui. Asta e cea mai ciudată promoție, sau magazinul vrea să dea faliment sau designerul nu a fost atent. Cine a lăsat acest manechin în rutieră? Sau stați puțin, aceștia sunt clonați? Această pâine în formă de abdomen masculin e chiar foarte ciudată. Culoarea logotipului perfect nu există. De ce nu? Cafeniu e culoarea superbă pentru ghetele albe. Un client în această sală de sport a rugat proprietarul să pună o ușă la vestiar. Ușa e pusă deja, e problema ta dacă nu-ți convine. Poate îi spune cineva designerului că roșiile și strugurii nu se aseamănă deloc. Decât un cojoc de blana animalelor, mai bine așa. Am rămas cam în urmă cu moda, sau acești pantaloni chiar sunt murdari? Wow, nu am știut că în New York sunt cabine telefonice ca în Londra. Uși la WC-ul trebuie, nu e chiar necesar ca aceasta să fie de mărimi normale, e de ajuns și așa. Totuși să vadă ceilalți oameni că cabina este ocupată. Copiii într-adevăr au încercat să treacă acest labirint, dar după s-au dat bătuți și au tras o privire în răspunsuri și atunci au văzut asta. Acest tricou e un coșmar pentru fanii Avengers. Producătorii covorului afirmă că petele sunt o parte din design. Cine știe, poate așa vor ei să creadă că e o parte din design. Cum să devii egoist în fața prietenilor tăi? Îți cumpere o astfel de ciocolată pe care nu o poți împărți egal. Wow, nici nu știu ce să aleg. Prea greu. Interesant, când au făcut acest semn, nimănui nu i-au apărut întrebări. Cu astfel de podea nu mai înțelegi, e murdară sau doar așa e designul? Copilul cyborg. Într-adevăr, când au făcut asta s-au gândit mult sau pur și simplu e o parte din design. Acest designer era perfecționist, fiindcă credea că toate bananele au așa o formă perfectă. Cred că designerii uită limba engleză, aici deja s-a greșit la nivel de ortografie. Asta ar trebui să fie o inimă. Ok, aici nu sunt nevoie de comentarii, designerii de nou nu s-au gândit. Designerii fac o școală specială de unde ei iau aceste informații. Săptămâna are 9 zile, chiar nu am știut. Ștergător de geamuri este, dar însuși geamurile nu sunt. Perfect și genial. Cineva nu a înțeles cum merge self-stick-ul. Poate îi spune careva că e greșit sau se tem să nu-l supere. Când designerul a văzut această ușă, prima lui idee era, aici ar fi perfect un vizor. Cum trăiau mai înainte fără el acești oameni? Beata fată, când a dat acordul să-i fie folosită poza în această carte, nu credea că va ieși așa. Stop, stop, stop. Ei singuri au încercat să citească asta. Poate ei au limba lor, dar nu toți o înțeleg. Ce loc perfect pentru a-l umfla pe Spider-Man. A fost ales cu mare greu. A fost gândit foarte bine. Un bloc obișnuit, dar de fapt sunt pereții unei toalete. M-aș simți jenat în astfel de toaletă. Descris simplu numărul cabinetului nu se putea. Asta e o soluție mai bună. Ok, să trecem mai departe. Vedeți careva diferențe la aceste două sticle cu suc? Nu? Cum așa? Uitați-vă, o sticlă de suc e de gutuie, iar alta e din lămâie. Am mai văzut astfel de covoare la modă. Alegerea perfectă. Aceste manechine sunt și superbe, dar și cam ciudate. Parcă nu sunt dintr-un magazin, dar dintr-un muzeu.
Ce cartofi hidoși! După ce văd eticheta asta, vreau să fug din magazin și să uit ce am văzut. Când cineva spune că ai picioarele de la urechi, nu înseamnă că chiar ai picioarele de la urechi. E o metaforă, expresia are sens figurat. Cubul Rubik rotund, genial, cu el cum se joacă? Designerii fac probabil o școală greșită. Designerii știu că toaletele se fac ovale, nu pentru frumusețe, dar pentru comoditate. Spuneți-le cineva. În loc să tai puțin din ușă, e mai ușor să tai covorul. Genial. Și dacă vrei să muți covorul în altă cameră, ce faci? Super pantalon. Pentru sezonul rece, numai bine. Dacă sunteți friguros, să aveți în vedere de acești minunați pantaloni. Ce șmecheră e această jachetă? Simplu, te poți pune în locul unor steak-uri și nimeni nu te va observa. Ce ciocolată mare, mărimea perfectă a unei ciocolate. Pregătiți-vă să fiți dezamăgiți, aceasta este o copertă. Adevărul doare. Nu e nimic ciudat, designerul pur și simplu a uitat cum se zice la ananas în engleză sau nu știe cum arată pepenele roșu. Desenele pe autobuze sau mașini sunt o categorie aparte, designerii chiar nu se gândesc la urmări. Ce program de fitness interesant, îți schimbi nu numai corpul, dar și culoarea pielei. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă lime!